Gabriel Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copii, Alexandru Rafila, profesor universitar, doctor, ministrul sănătății, în calitatea aceasta sunteți acum aici. Avem, iată, pe masă o temă care ține România în topul Uniunii Europene, dar pare cumva blocată, mortalitatea infantilă. Când ne aflăm pe primul loc, când suntem detronați, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, de Malta sau, așa cum se întâmplă pe ultimele statistici Eurostat, de Bulgaria. Sigur, nu ținem cont de numerele absolute. Vorbim de rata mortalității infantile. Aș vrea să încep cu o întrebare comună și o să-i dau cuvântul domnului ministru mai întâi. Care sunt, din punctul de vedere al autorității, cauzele pentru care mortalitatea infantilă rămâne acest capitol sumbru pentru România, menționând faptul că, sigur, noi târâm deja un handicap după noi, un decalaj din perioada comunistă? Da, aș vrea totuși înainte să fac o precizare. Mulțumesc pentru întrebare. Știți că acest decalaj la care faceți dumneavoastră referire s-a redus substanțial și doamna Alexandrescu să vă confirme acest lucru. Adică dacă în urmă cu 10 ani România avea o mortalitate infantilă de 10 la 1000 față de 3,8 la nivelul Uniunii Europene, în momentul de față am ajuns undeva în jur de 5, deci s-a redus la jumătate, iar la nivelul Uniunii Europene este 3,3. Scăderea la nivelul Uniunii Europene, să știți că se datorează reducerii mortalității infantile și în România. Adică această diferență care în urmă cu 10 ani era cam de 3 ori, adică aveam o mortalitate infantilă de 3 ori mai mare față de media Uniunii Europene, în momentul de față este o diferență de circa 50%. Înseamnă că e o reducere substanțială și cred că lucrul cel mai important pe care trebuie să-l urmărim, apropo de cifre, dar o să discutăm și concret apropo de măsuri, cred că trebuie să rămânem pe acest trend descendent care se înregistrează în ultimii 10 ani și la care au contribuit în bună măsură și activitățile pe care le-a desfășurat organizația Salvați Copii, care au fost de multe ori, dacă vreți, superioare activităților pe care le-au adoptat autoritățile de sănătate publică. Dacă ne referim la cauze, sunt mai multe. În primul rând, este vorba de un procent mare de mame tinere în România. Și aici discuția trebuie să meargă puțin mai departe de o aparență. Procentul mare de mame tinere în România este din cauza lipsei de informare, pe de o parte, educație pentru sănătate care nu există în școlile din România în continuare decât ca și disciplină facultativă pe care accesează foarte, foarte puțin copii. Pe de altă parte, sunt și anumite caracteristici, dacă veți, tradiționale, culturale în România. Există anumite minorități care au în mod tradițional, se căsătoresc sau foarte tineri și au copii înainte de vârsta de 16 ani. Nu este un lucru care să fie neobișnuit în România, se întâmplă de foarte mult timp. Important este ca să reducem și aici acest procent, pe de-o parte, și să oferim accesul la asistență medicală. Accesul la asistență medicală este îngreunat fie de lipsa medicilor de familie, de exemplu, în anumite comunități. Există câteva sute de unități administrative teritoriale în România care nu au încă medic de familie. Și e clar că atunci n-ai cum să faci, să urmărești o sarcină unei femei și lucrul ăsta poate să impieteze asupra riscurilor legate de nou născut, pentru că sarcina nu este urmărită și femeia poate să nască, fie prea devreme, să pună în pericol viața copilului pentru că este prematur. Iar sistemul de sănătate trebuie să poată să ofere în același timp resursele care să permită tratarea acestor copii. Aici am făcut progrese, cred eu, anul trecut un proiect al Băncii Mondiale care trebuia să aducă vreo 380 de incubatoare în maternitățile de grad 2 și 3 în România. Se blocase, noi am reușit anul trecut să aducem, să terminăm acest proiect, să aducem 200 din cele 380 care au fost implicate inițial în proiect. Și mai sunt câteva elemente importante, chirurgia cardiovasculară la copil,
malformațiile cardiovasculare sunt o cauză de mortalitate. Aici avem o mare progres împreună cu cei de la San Donato. Parteneriatul cu San Donato a dus la intervenția în România la circa 1500 de, sau în Italia după caz, am putut opera circa 1500 de copii cu succes. Și ceea ce ne propunem și am făcut, cred că, progrese evidente este legată de dezvoltarea capacității de tratare acestor copii cu malformații în câteva centre din țară, nu numai la Marie Curie, dezvoltăm astfel de centre și la Timișoara, și la Iași, și la Târgu Mureș, încât România să devină autosustenabilă în sensul în care tinerii medici care au fost antrenați în chirurgia cardiovasculară la copii să poată să rezolve marea majoritate, dacă nu toate, cazurile de astfel de patologii în țara noastră. Astea sunt câteva lucruri pe care noi am reușit să le facem și lucrul pe care eu îl susțin cu tărie este faptul că o organizație puternică și profesionistă cum este Salvați Copiii poate să ajute, dar nu trebuie să înlocuiască responsabilitatea autorităților în luarea măsurilor care sunt necesare pentru ținerea sub control a acestei probleme. Ca să sumarizez, educație pentru sănătate, investiții în maternitățile de grad 2 și 3, extinderea competențelor profesionale în domeniul chirurgiei cardiovasculare și, nu în ultimul rând, un proiect care cred eu că este important, finanțat din PNRR, ambulanțe care asigură practic condiții de terapie intensivă pentru transportul acestor copii care sunt în prematuri de multe ori, care sunt în dificultate și care au nevoie să ajungă în clinici specializate din România. Mai mult, în cadrul PNRR am reușit și dotări în valoare de circa 80 de milioane de euro pentru secțiile de neonatologie. Este necesară să o politică coerentă însă aici, încât să și putem dezvolta capacitatea acestor maternități, mai ales de grad 3, care pot să ofere condiții de îngrijire medicală specializată, permanentă pentru nou-născuți. Că nu e o chestiune legată doar de echipamente, este o chestiune legată și de personalul care poate să asigure această îngrijire. Problema, o să revenim puțin și la problema personalului și la această problemă a transferului de la o maternitate la alta. Gabriela Alexandrescu, Salvați Copiii, din câte știu, are acest program de combatere a mortalității infantile de peste un deceniu, cred că sunt 13 ani de când ați început acest proiect. Cum se vede de pe teren, care sunt principalele cauze pentru care mortalitatea infantilă rămâne ridicată în acele cazuri care ar putea fi prevenite, să spunem? Da, mulțumesc și eu de întrebare și de această discuție. Așa cum spunea și domnul ministru, din perspectivă istorică, rata mortalității infantile în România, sigur, a scăzut foarte mult. Când am început noi, în urmă cu 13 ani, acest program național de diminuare a mortalității infantile, eram undeva pe la 11 la mie, acum a scăzut, sigur, la 5,2 la mie. Dar ne dorim să ajungem cel puțin la media Uniunii Europene. Știm că cauzele mortalității infantile se datorează afecțiunilor a căror origine se situează în perioada perinatală și aici credem că ar trebui un sistem mult mai coerent, mai clar de urmărire a gravidei, a sarcinii, controle periodice. Apoi știm că iarăși o altă cauză ține de boli ale aparatului respirator sau digestiv, asta ține de educație, de suportul familiei. Sunt foarte multe familii care trăiesc în zone vulnerabile, izolate, poate de izolate, la depărtare sau neurmărite medical și atunci de multe ori nu au informația necesară și abilitățile necesare îngrijirii unui nou-născut și unui copil mic. Și apoi, desigur, bolile cauzate de malformații congenitale, leziuni și așa mai departe. Și
Să știți că noi avem o colaborare foarte apropiată și cu domnul dr. Cârstoveanu, dar și cu Institutul Inimii din Târgu Mureș, pe care l-am sprijinit în nenumărate ori, pentru că într-adevăr fac miracole acolo referitor la operațiile pe cord și credem că pot deveni echipa de acolo din Târgu Mureș un bun exemplu și o bună practică pentru alte spitale din țară. Ceea ce sigur vedem este, a punctat și domnul ministru, domnul profesor Rafila, dar sigur poate mai revin un pic pe ele, dotările din maternități. Știm că echipamentele au o durată de viață, ele sunt folosite intens, mai ales maternitățile de gradul 3, trebuie înlocuite, tehnologia avansează, medicii trebuie să aibă acces la aceste echipamente și dispozitive medicale de ultimă generație pentru a oferi celor mici cel mai bun tratament. Sunt foarte multe cazuri de copii născuți prematur, foarte multe cazuri care provin și de fertilizarea aceasta in vitro, se nasc foarte mulți gemeni, tripleți, quadrupleți, este nevoie... Patologii mai complexe, să spunem. Mai complexe, da, dar este nevoie de echipamente, de ventilatoare în continuare, chiar dacă sunt și vorbim cu secții de nivel 3 foarte avansate, însă le trebuie pentru că ei primesc foarte multe cazuri. Probabil că este nevoie și asta am discutat și cu domnul profesor Rafila, este nevoie de mărirea capacității de primire în terapie intensivă. Avem o capacitate destul de restrânsă acum, undeva la 60-70%, și trebuie extinsă pentru a da posibilitate echipelor fantastice de neonatologi de la nivel 3 și 2 să preia acești copii și să nu mai fie în situația de a-i refuza și de a încerca să-i redirecționeze în alte părți. Apoi, sigur, poate că ar trebui revizuite gradele maternităților, poate că ar trebui făcută o discuție mai amplă și văzut ce tipuri de cazuri se pot primi. Acum este destul de restrictiv pentru nivelul 2, poate că se mai poate discuta cu specialiștii din domeniu. Pregătirea cadrelor medicale este importantă, ei sunt foarte puțini, avem ultimele cifre erau în jur de 800 de neonatologi la nivel național, sunt foarte puțini, trebuie atrași și alții în sistem și trebuie pregătiți și în alte competențe. Noi, de exemplu, am început niște programe de investiție în neonatologi pentru a le dezvolta competențele pe zona de ecografie, de la patul copilului, la acolo în incubatorul copilului. Am început să pregătim specialiști din Argeș, Brașov, Dolj, Iași, din toată țara. Mergem Constanța, Timișoara, Bihor, București, mergem cu specialiștii în diferite zone din țară pentru a-i pregăti. Vorbeam de specialiști puțin și atunci este nevoie și multe secții nu au sisteme de monitorizare centralizată care ar facilita observația și intervenția rapidă în secții pentru că de multe ori se lucrează cu personal minim. Și da, a subliniat și domnul profesor Rafila că avem deficit de medici, specialiști și medici de familie din datele Federației Naționale a Asociațiilor Medicilor de Familie, 53% din localitățile din România nu au deloc medic de familie sau nu au suficienți medici au suficient, de familie. Adică, da. Scuze că intervin, nu au suficienți, nu se pune problema. Nu au suficienți, nu au și nu au suficienți. Fără medic. Nu, niciun da. Caz. Și asta am văzut din teren, că de multe ori gravidele nu sunt luate în evidență și asta încercăm noi să facem pentru a nu ajunge să nască având o sarcină dificilă într-o maternitate care nu e pregătită. Deci asta, controlul sarcinilor și cred că ăsta e un impediment și...
accesul limitat la investigații și servicii medicale pe perioada sarcinii datorită plafonului scăzut pus la dispoziție de casele de asigurări de sănătate. Din multe zone din țară vin acest feedback și știm din munca directă că există mereu rechemări, că s-a terminat plafonul, că veniți luna viitoare. Asta ar ori pentru o femeie din mediul rural să se întoarcă acasă și să revină, uneori poate fi problematic. Da, mai ales că nici nu au fonduri suficiente de transport și așa mai departe. Aici trebuie, din experiența noastră, ceea ce am dezvoltat, aceste servicii comunitare integrate care merg care sunt în legătură cu medicul de familie, cu asistență socială, cu mediatorul sanitar și așa mai departe. Aceste servicii care merg pe teren sunt foarte, foarte necesare și foarte utile în momentul acesta de dezvoltare socio-economică. Ținând cont, sigur, de radiografia României, pentru că lucrăm cu ce avem pe masă, România rămâne o țară cu probleme în rural și cu decalaje, disparități regionale. Și aș vrea să menționez și eu lipsa acestei educații pentru sănătate din curricula școlară. S-a discutat atât, există atâtea opinii care nu susțin o astfel de materie, dar totuși trebuie să știm și trebuie să fim conștienți de faptul că România are foarte mulți copii vulnerabili, are foarte mulți copii cu părinții plecați din țară, are foarte mulți copii care au părinții cu un nivel scăzut de educație, sunt mulți copii în asistență socială. Multe cazuri în care copilul trebuie să aibă informația științifică, utilă, necesară, propriei vieți și propriei protecții. Noi avem de școală care merge foarte bine, se numește Alegeri Sănătoase și se vorbește nu numai de, eu știu, de sănătatea reproducerii sau vorbește tot de nutriție, de droguri, de substanțe legale, ilegale, tot ce-ți face rău, pentru că, până la urmă, copiii trebuie să știe acest lucru și, cum spunea și domnul ministru, dar doar este un opțional la decizia școlii, doar 6% din elevi sunt cuprinși pentru că nu există nici interesul școlilor, nu au formați oameni, nu vor să iasă din materia aceasta la care se dă examen. Și uite așa copiii sunt. Și există, să spunem așa, și o speculare absolut mediocră, să spun așa, aceste teme în registru ideologic, că educația pentru sănătate ar perverti, să spunem, copilul. Bun, educația este un plan cu bătaie lungă. Nu se poate rezolva. E esențială, da. Dar educația e esențială pentru că n-ar trebui să uităm ceea ce a menționat și domnul profesor Rafila, numărul mare de sarcini la copii, avorturi, boli cu transmitere sexuală. Țările care au introdus această materie au un număr infim de astfel de cazuri în rândul copiilor. Domnule ministru, ați menționat necesitatea unor ambulanțe care să poată face transferul spre o maternitate de grad ridicat al copiilor cu patologii din astea mai severe. Sunt disparități foarte mari între județe. Media națională poate să fie mare și pentru că în unele județe rata mortalității infantile poate să dubleze chiar media națională. Ce putem face pentru a mai atenua din aceste decalaje, care sunt, așa cum știți, starele în general ale unei țări încă în curs de dezvoltare, atunci când ai decalaje mari între orașele mari și urbanul mic? Să o luăm pe rând. În primul rând, ambulanțele le cumpărăm în acest an. În acest an vor fi disponibile. O să vedeți niște ambulanțe galbene de data asta, nu roșii sau albe, sunt niște ambulanțe galbene, sunt practic niște secții de terapie intensivă sau o unitate, să spunem, nu secție, o unitate de terapie intensivă pe roți și m-a bucurat foarte mult succesul acestui proiect. Am colaborat și noi foarte bine și colaborăm în continuare cu doctorul Cristoveanu și colectivul de la Marie Curie.
Asta este un element. Acum, sigur că am trecut la ceea ce amintea și doamna Alexandrescu, la inventarierea maternităților de grad 2 și 3 și să vedem dacă reușim să extindem numărul acestor maternități și mai ales ceea ce trebuie repartizarea teritorială, pentru că noi avem o inegalități mari din punctul ăsta de vedere. Vă dau un singur exemplu. Media medicilor raportați la populație din București față de un județ, de exemplu, din estul țării, este de 4-5 ori mai mare în București. Deci e clar că oamenii au o apetență să meargă în centre universitare, mă refer la profesioniști, au condiții de lucru, au venituri mai bune, au însă un lucru care a fost menționat și în reuniunea pe care am făcut-o la București cu 50 de țări legate de resursele umane în sănătate, în urmă cu 2 săptămâni am adoptat acolo și o declarație, este declarația de la București. E vorba de retenția și atragerea personalului medical și în zonele mai puțin favorizate. Aici răspunsul nu poate să vină doar din partea Ministerului Sănătății. Politica publică în acest domeniu trebuie dublată de interesul autorității locale. Și avem exemple de bună practică în județe, de exemplu, învecinate. Avem un județ în care avem foarte mult personal medical, dezvoltarea sistemului de sănătate acolo. Vă dau exemplu, de exemplu, Bistrița Năsăud, avem mult personal medical, medici care au revenit din Franța în Bistrița să lucreze acolo, în timp ce într-un județ alăturat, în Sălaj, de exemplu, lucrul ăsta nu se întâmplă. E clar că implicarea autorității locale este esențială în atragerea personalului medical și până la urmă rezolvarea problemelor medicale ale comunității. Centrele acestea medicale integrate, o să dezvoltăm un pilot împreună cu UNICEF-ul, au început undeva în județul Bacău, o să continuăm și o să extindem acest proiect, mai ales că și în PNRR avem niște centre comunitare de făcut în toată țara, vreo 200. Ne dorim să dezvoltăm un model de bună practică, mai ales în comunitățile rurale, care să rezolve problemele de sănătate, inclusiv urmărirea gravidelor și a copiilor nou-născuți, pentru că noi, prin faptul că am desființat teritorializarea în medicina de familie în urmă cu foarte mulți ani, am pierdut din vedere faptul că au rămas comunități care nu au medic de familie, și centrele acestea comunitare ar putea să rezolve o problemă, de exemplu, pentru 2-3 localități, dar ele vrem să aducem acolo nu numai medicul de familie, să putem să aducem asistentul medical, asistentul comunitar, mediatorul sanitar, pentru că discutăm și de populații de rom și, nu în ultimul rând, moașele. Centrele astea ar putea să fie un răspuns pentru accesul la servicii de sănătate și chiar pentru educație, pentru sănătate, pot să facă consiliere, e un lucru important. Apropo de educația pentru sănătate, personal am început acest proiect în 2002, se numea Educație pentru Sănătate în Școala Românească. Scopul era să se transforme într-o disciplină opțională, într-una obligatorie. Uitați-vă că au trecut 20 de ani și abia acum în proiectul de lege a educației menționat ca o disciplină curriculară, să vedem dacă rămâne legea educației așa cum e momentan. Mă rog, în sfârșit, acolo sunt multe educații, nu numai educație pentru sănătate, mai sunt vreo 20 de forme de educație care spune că sunt obligatorii. Cred că fără educație pentru sănătate, toate celelalte forme de educație civică, pentru reguli de circulație și așa mai departe, nu cred că pot să substituie sau să înlocuiască în vreun fel educația pentru sănătate. Mă întorc, este ultima întrebare. Ați menționat amândoi problema mamelor minore. O subproblemă în această categorie mare a mamelor minore e dată de mamele sub 15 ani. Aici suntem fruntași în Uniunea Europeană, doamna Gabriela Alexandrescu, sub 15 ani. E o problemă mai mare decât acces la servicii medicale sau la servicii de educație. Cum putem rezolva această problemă? Am făcut recent o dezbatere și cu doamna Livia Ognan de la Sibiu,
o maternitate iarăși cu care știu că lucrați și îmi spunea că a crescut exponențial numărul acestor mame. Deci nu vorbim de 17-18 ani, vorbim de 15 ani. Da, din păcate România oferă sau acoperă 45% din numărul din nașterile înregistrate în rândul fetelor cu vârste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeană. Aici, din teren, din munca pe care o desfășurăm noi în echipele din cele 60 de comunități rurale, am văzut că sunt fete care la 15 ani sunt mame de 2 copii, de 2 ori. Până la 18 ani deja nasc 3 copii. Cred că este și, așa cum spuneam, și o lipsă de educație din școală și o lipsă de educație din comunitate, o încurajare a acestor fete care își iau informația doar din mediul familial, poate sunt și aceste căsătorii foarte devreme, căsătorii nu legale, pentru că, mă rog, conform legii nu ai acest drept. Cred că informația nu ajunge în aceste comunități așa cum trebuie, de aceea este important terenul de făcut, importantă școala, pentru că trebuie să avem în vedere că odată devenită mamă, foarte multe fete întrerup educația școlară. Nu mai sunt încurajate să se întoarcă la școală și să zicem că vor depinde, vor fi, din păcate, dependente de un adult din viața lor. Și atunci, sigur că și această parte de prevenire a sarcinilor nedorite la astfel de vârste, pentru că nașterea la o vârstă mică e și cu riscuri și pentru mamă și pentru făt, ar trebui mult mai prevenite, ar trebui educate, ar trebui apoi, dacă se întâmplă, și încurajate, susținute să-și continue educația pentru a fi, pe picioarele lor în viitor. Unul din 10 nou născuți provine de la mame adolescente, din păcate, și ele trebuie să știe că poate o campanie de informare mai amplă pentru a înțelege și riscurile la care se supun și ele și copilul, o implicare a comunităților locale, pentru că comunitatea știe ce tip de... Deci ne întoarcem la educație, cum amândoi ați pus accentul pe educație. Domnule ministru, dacă vreți să aduceți o completare, dacă nu... Este o completare foarte scurtă. De fapt, am menționat și la început acest lucru. Să nu uităm de background-ul cultural. Există minorități care, în mod tradițional, menționat și doamna Alexandrescu, își căsătoresc copii foarte devreme. Aici, dincolo de informare, cred că este un proces mai lung care ține și de modificarea obiceiurilor, pentru că aici nu e vorba de informație, obiceiurile se modifică mai greu. Avem o șansă, cred, mai degrabă pentru generațiile următoare, dacă reușim să educăm părinții acestor copii și să înțeleagă că e bine ca maturizarea și psihologică la vârsta de 13 ani sau de 14 ani. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru această dezbatere, cred eu utilă. O să revenim cu teme care țin de agenda socială reală. Mulțumesc mult! Da, vreau doar să adaug că am terminat de curând analiza nevoilor din secțiile de neonatologie și, dacă domnul ministru va fi de acord, o să lansăm și o să discutăm cum facem noi periodic cu specialiștii din domeniul neonatologiei, dar și a asociațiilor de profesioniști, ca să vedem cam care e situația la zi a secțiilor de neonatologie și ce propun specialiștii. Revenim cu următoare dezbatere, să facem un follow-up, să vedem ce s-a soluționat din toate astea. Mulțumesc mult!